Bă, vă pup să vă trăiască familia la toată lumea și tot ce iubiți. Dați și voi o distribuire să se ajungă la Smart 3-ul. Am și eu câteva vorbe de spus pentru Bebin, o să vă trăiască familia, nu o să dau o distribuire să se ajungă la urecile lui. Aștept să se ridice până la 50 de persoane și o să vorbesc despre cine e vorba. Dați o distribuire să vă trăiască familia și tot ce iubiți. Să vorbim și noi așa. E urât. E urât. E ceva urât să vorbească la adresa noastră. Ai înțeles? Oare dacă era și el Smart 3 cum trebuie sau ceva de gen, ai înțeles? Dați o distribuire să vă trăiască familia și tot ce iubiți. La 50 de persoane vorbim despre cine e vorba. Dați o distribuire toți ăștia noștri. Dați o distribuire să vă trăiască familia și tot ce iubiți. Nu știu dacă se aude bine. Eu cred că se aude. Dați o distribuire la 50 de persoane, vă zic, de Smart 3-ul. Oră din partea lui să-și dea carul de noi. Foarte, foarte urât. Uite că... Urât din partea lui să-și dea carul de cine nu trebuie, ai înțeles? Nu că e urât, e foarte urât chestia asta. Dați o distribuire să vă trăiască familia și tot ce iubiți. La 50 de persoane o să vă arăt o mică filmare care a făcut-o Smart 3-ul. Ai înțeles? Urât din partea lui. Hai cu 50 de persoane. Ce se întâmplă? O, nu urcă dacă 15, nu vrea să se audă. Acum am văzut și eu live-ul ăla care a fost făcut. Acum ajung la tine. Ură din partea lui. Să-i fie rușine. Să-i fie rușine, băi. Mai așa, dacă era și el ce trebuie, da, dar nu e, frate. Dați o distribuire să vă trăiască familia. Mă, ce se întâmplă? Nu mai urcă decât 15 persoane. Cam. Da. Hai mă, că aștept să urce la 50 de persoane, mă, tată, mă. De când de la mori drumul, gata. Mă, lasă-mă la 50 de persoane de drum. Urât. Nu am drum la 50 de persoane, tată. Că e ură să-ți dai carul la cineva care nu a avut nicio treabă cu ei.
Te pup, Ionuț. Te pup, frate meu. Ură din partea lui. Bă, aici e vorba de Bebino. A făcut un live și și-a dat carul de noi. Ai înțeles? De cocalari. De cocalari. E cum a spus el că ăia nu-s cocalari. Și într-adevăr ăia nu-s cocalari, ăia sunt niște tentative de cocalari, da? Iar l-a bătut și l-a măcelerit pe el. Ai înțeles? Că dacă cădea pe mâna la cine trebuie, de acolo pleca cu picioarele înainte. El știe destul de bine și nu numai el. Indiferent. Da? Noi vorbim strict de el aici. Ai înțeles? Hai să, să vă arăt live-ul care a fost făcut. Înțelegi, aia a fost o manevră care mi s-a făcut, ați înțeles? Pe mine nu mai nimeni și nu m-am dus să recuperez nici măcar un ban. Ați înțeles? A fost o manevră. În al doilea rând, ăia nu sunt cocalari. Ați înțeles? Chiar dacă erau cocalari, mă durea în pulă, ca să știți de la mine. Așa s-a vehiculat în presă că sunt cocalari. Am lăsat-o așa, că mie nu-mi place să ies pe internet. Păi băi, tată, bă. Urât din partea ta, băi, tată, bă. Ai avut dreptate că ea nu-s cocalari, da? Aia sunt niște tentative de cocalari care au crescut sub asta noastră, ai înțeles? Și una la mână, aia care zici tu, tentativele alea de cocalari te-au făcut să pleci în patru labe și n-ai căzut pe mâna la cine trebuie, bă, băiatule. Că dacă tu cădeai pe mâna noastră, să-ți intră bine în cap asta, că tu de acolo plecai cu picioarele înainte. Ai înțeles? Nici popa n-avea ce să-ți mai facă, nici ea de la spital, de la urgențe. Ură din partea ta, tată. Nu te uita că ești, ai 130 de kg și vezi, doamne, invizi tu pe toată lumea la bătaie cu tare, cu tare. Băi, tată, eu am 100 de kg, mă bag cu tine când vrei. Ai înțeles? Eu la 100 de kg, ai 130 de kg, mă bag cu tine când vrea pula ta. Ai înțeles? Pentru mine ești pielea pulii, vrei să te mint? Îți dai carul așa de toată lumea, că dacă ar fi cu galar, te-ar durea în pulă. Băi, nu că te-ar durea în pulă, tâmpitule, te-ar durea în oase, tâmpitul naibii. Tu pentru mine ești fix pielea pulii. Te-i în pula mea de miloc, te-a făcut niște tentative de cocalar, te-a făcut să mergi în patru lave. Tâmpitule! Spune că cocalarii sunt 3.000. Cocalari sunt 3.000. Se speculează. Da. E, trei, numai 300 sunt spartan, tată, ai înțeles? Tu n-ai căzut pe mâna la cine trebuie. Și foarte urât din partea ta, că te dai ceea ce nu ești, tată. Vedeți, bă, dracu, de treaba ta, stai în banca ta acolo și la locul tău. Să zică? Nu vorbi prost de toată lumea. Ai ce ai cu ei, vedeți, frate, de treaba ta, nu vorbi de prost la adresa noastră, ai înțeles? E foarte urât, tăticule. E foarte urât chestia asta. Tu pentru noi ești un nimic. Vrei să te minți? Ești pielea pulii. Că ai pus tu injectabile de alea în tine să te faci de 160 de kg. Stai cu minte, tată, că mușchii sunt pentru femei. Mușchii sunt pentru femei, tată. Stai liniștit în banca ta. Ce să fac, Petrician? Uite cu Bebino, mâncați-aia și pula ta. A făcut și el un live și a zis că îl doare în pulă dacă ar fi pus pe femeie. Care mi s-a făcut, ați înțeles? Pe mine nu m-a chemat nimeni și nu m-am dus să recuperez nici măcar un ban. Ați înțeles? A fost o manevră. În al doilea rând, ăia nu sunt cocalari. Ați înțeles? Chiar dacă erau cocalari, mă durea în pulă. Ce bă, tâmpitule, nu că te-ar durea în pulă. Tu ești un tâmpit care vrei să te afirmi. Nu e nimic de capul tău, ești prost la cap. Într-adevăr, ea nu sunt cocalari, sunt tentative de cocalari, da? Una la mână. Și doi la mână, tu dacă ai dat de cocalari adevărat, tu ai plecat acolo cu picioarele înainte, mă, tâmpitule, mă. Îți dai tu carul așa de toată lumea, tu ai 130 de kg, 150 de kg, cât ai zis tu, l-ai invitat pe Bibiloie la să te bați cu el unul la unul. Pe bă, tâmpitule, am 100 de kg și mă bat cu tine când vrei tu. Ești prost la cap. Pe mine mă ține pula, ești nebun. Pe mine mă ține țeava.
În primul rând, tu ești o pizdă penală care ai scris la DICOT dicta mai dosarele. Dosarele X. Ești prost la cap. Termină-te, dracu, mă vedeți, dracu, de treaba ta, pizda, dracu. Pizda penală ce ești. Ce zmardoi să fie, mă, viața mea, când se duce acolo așa și rupe stilouri, rupe pixurile. Mai spune de mass media, spun. Da, și vorbește de mass media și de alea. Urât din partea lui. Uite, poftim declarații, ce așa că ai dat de lume, băi, pe bine, băi, băiatule, bă. Uite, bă, câte vorbe frumoase despre tine, băi, băiatule, bă. Urât din partea ta, tată. Urât din partea ta. Vorbești tu că te doare în pulă de cocalar când faci tu. Bă, băi, pizda, dracu, te-a bătut tentativele. Tu ai nebunit la cap, te-a bătut tentativele, cum zici tu când a fost cocalar. Și tu adevărul nu scoca, te-a bătut tentativele. Păi tu nu-ți dai seama că tu cădeai pe mâna noastră, că tu plecai cu picioarele înainte, tâmpitule. Ai înțeles? Tu plecai cu picioarele înainte. Tu în primul rând ai ce să le faci nou, de acum în 1000 de ani. Ai înțeles? Ură din partea ta, tată, și pe mine mă ține lunganul. Ai înțeles? Tu la 130 de kg, eu mă bag cu tine să moară familia mea când vrei tu. Ai nebunit la cap că pe mine mă ține cucu. Pe mine mă ține cucu. Ai înțeles? Așa, fii băiat, fii băiată cu minte și stai cu... în banca ta, nu? Băiată. Fată. Fii băiată cu minte și stai în banca ta. Că e urât, urât din partea ta, tată. Ai înțeles? Tu pentru noi ești o... Ia uite ce ești, tată, pentru noi. Ești o păsărică, tată. Ce să fac vorbe, uite, cu bibi noi ăsta, sau cum îl cheamă? Bibinică. Bibinică. Ură din partea ta, tată, stai în banca ta, că tu pleci de la noi sau oriunde ești, nu contează. Tu pleci direct la ce trebuie. Ai înțeles? Cu noi nu e să te întorace sau ce degete sau astea, ai înțeles? Tăticule, stai în banca ta, ură din partea ta. Stai dracu. Banca ta, pizdă, nu-ți mai da carul de noi, aiurea. Ai înțeles? Te durea în pulă dacă ar fi fost cu cara. Pe băi, tâmpitule, ce ești? Stai dracu în banca ta, femeiu, care dai cu subsemnatul de... zice asta. Nici meleu n-are ce să-i facă viața mea, ce naiba? Vorbim prostii aici, ce facem? Stai dracu în banca ta. Vorbești prost de lume, vorbești prost de alea, tu o pizdă, că te bați, că faci tu, că alea. Ce dracu te-ai bătut tu, bă, pizda, dracu? Ce dracu ai făcut tu, cu cine dracu te-ai bătut tu, pizda, dracu? Că cine a țipat pe tine sau a făcut ceva, te-ai dus și dracu subsemnatul. Atunci când te-a tentative, te-ai dus, a venit camerele de luat vederea la tine acasă și te făceai pe victima. Amele și cu tare. Te dracu de pizda, dracu? A lăsat copiii frătați. Da. Bebino, pizda, dracu. Băi, atâta am avut de spus, ai înțeles? Mai mult nu-mi place mie să stau mult pe live și astea. Să-și vadă dracu de pizda lui, să-și pună alea bine pe el, că e urât din partea lui să-și dea carul de cine nu trebuie. Eu i-am mai zis și zic nu lui. El are, cum zice el, că el e mare, că îl face lumea, că e mare, că cu tare, 150 de kg, 160 de kg. Băi, băiatule, eu am 100 de kg, mă bag cu tine când vrea pula ta, ai nebunit la cap. Pe mine mă ține cucu, eu am cuc în pantalon, eu n-am crăpătură. Ai înțeles? Eu sunt pulă, să moară familia mea, ai nebunit la cap, dar nu mă bag cu tine când vrei tu. Ești nebun la cap, pe mine mă ține pula. Ai nebunit? Mie nu... Băi, pizda, dracu, mă, stai, mă, în banca ta, mă. Mie nu-mi stă în caracter să intru să fac live-ul, să fac astea, dar am fost nevoit să fac live-ul ăsta, că am văzut filmarea asta. Și urât din partea ta să zici că te doare în cuc de cucalari, ai înțeles? Tu, în primul rând, nici sportiv nu poți să te numești. Nu poți să te numești nici sportiv. Ai înțeles? Că tu nu ești, mă, pizda, dracu.
Băi, bebinu, tu nu ești, mă, nici sportiv, pizda, dracu, ce ești. Că băieții cu caracter nu vorbește așa. Și șmecheri adevărat niște alea, își vede de treaba lor, vorbește frumos cu toată lumea, își lasă loc de bronzire. Tu ești o pizdă care scrii la Dicot și care faci și vrei să te dai și tu și îți mardușe. Nu merge, tată! Nu merge! Stai dracu în banca ta! Nu vorbi prost! El e mare, bă! E mare să mură aici, dacă te mint. Omul e bazat pe cocul lui. Pe bă, tâmpitule, tu ai 130 de kg, eu am 100 de kg, mă bag cu tine când vrea pula ta, bebinu. Ai nebunit la cap. Ai zis că tata aia n-a fost cu calar. Bă, ai ce ai cu ea? Nu vorbi, mă, prostul de toată masă. Lumea, tâmpitule, nu vorbi în masă că te doare în pulă de cocalari. Bă, tu ai 130 de kg, eu am 100 de kg, mă bag cu tine când vrea pula ta, ești nebun la cap. Tu pentru mine ești o pizdă. Ești prost, la cap. Ce tu sportiv, ai făcut și tu 3-5 luni de box sau ce ai făcut tu și tu ești sportiv. Ce a rămas cel fără? Cum, pula mea. Ce a rămas fără degete de la mână? Ce rămâne fără... Nu, viață, nu. Spune, te rog frumos. Nu luăm tendoane și astea. Nu știi, la noi ce orice conflict se lasă cu... Ai înțeles? La noi se lasă cu picioarele înainte. Fără din partea lui. Ce luăm noi duce decât popa, spune. Păi știe, ură din partea lui. Te pup de ce bal trească familia ta și tu ce iubești. Ură din partea ta, bebinu. Nu-i frumos, tată? Ei, nu știe o mare că la noi cu astea se lasă. El e tâmpit, bă, dacă el crede că așa. Pe dacă tentativele de cocalari i-a retezat degetele și a făcut alea, care a stat sub aripa noastră. Și el se gândește să se ia cu noi cu cocalari și ce că-l doare în pulă de cocalari pe ei nebune. Să-ți vadă dracu de pizda lui, să stea cu minte, bă, băiatule, bă. Să-și vadă dracu de păsărica aia lui. E urât. E urât de chestiile astea care le face el. E urât din partea lui. Bă, atât am avut de spus, să se ajungă unde trebuie să se potolească, să nu mai vorbească prost de cocalari. Și vă pup să vă trăiască familia la toată lumea și tot ce iubiți. Hai să respectăm și să fim respectați. Vă pup!